Clopul și cununa sunt două însemne simbolice ale oașului. Aceste podoabe ale capului nu anulează și nu umbresc frumusețea chipului omenesc, ci îl pun în valoare, subliniindu-i noblețea. Cea mai complicată, interesantă și frumoasă împletire a părului este cea a fetelor care își pun cununa de mireasă. Femeile consacră cel puțin 6 ore de lucru concentrat pentru împletirea părului, lucrând uneori cu peste 120 de șuvițe și tot 5-6 ore pentru aranjarea elementelor de podoabă, șiraguri de mărgele, salve de bani, flori artificiale și naturale. Țara Oașului reprezintă unul dintre elementele cele mai spectaculoase ale culturii din nord-vestul Transilvaniei. Personajul cheie, simbolul frumuseții și atracția, nefiind altul decât mireasa oșancă. În țara oașului aflăm un lucru extraordinar. Oșanul numai atunci când doarme nu țipurește. Prin aceste strigături fără număr, improvizate cu har și inspirație, oșanul comunică cu el însuși, cu natura și cu cei din jur. Thank you.
Dacă românul s-a născut poet, putem spune că oșanul e în același timp poet, țipuritor, dansator și creator de frumos. Pentru a înțelege folclorul oșănesc, trebuie să-l cunoști în primul rând pe oșan, să-i cunoști viața, bucuriile și nevoile. Numai așa vei putea înțelege frumusețea spirituală a acestor oameni, simplitatea și expresivitatea dansului oșenesc.